activitate la nivelul tribunalului. Pentru că s-a văzut soluționarea pe calea administrativă acestui volum mare de dosare ce reprezintă denumite generic timbruri de mediu sau taxă pe poluare, a degrevat instanțele foarte mult. Iată, la nivelul tribunalelor a scăzut volumul de activitate cu 10.000 de dosare. Este o soluție alternativă, una dintre soluțiile posibile. Nu intrate. Pentru degrevarea instanțelor de judecată și este un exemplu etovel în această categorie. Deci trendul este descrescător pentru tribunale, crescător la nivelul tuturor judecătoriilor și aici a crescut mult volumul de activitate în litigiile cu profesioniști și pe de altă parte în materie penală, urmarea deciziei Curții Constituționale care atribuie instanțelor de judecată confirmarea renunțării la o creștere substanțială a volumului de activitate în circa 5.000 de dosare per total la nivelul judecătorilor. Comparativ, într-o analiză comparativă cu celelalte instanțe, cu celelalte curs de apel, 14 curs de apel, Curtea de Apel Cluj s-a constatat că ocupă locul 3 ca volum de activitate, incluzând dosarele nou intrate și stocul de dosare, după Curtea de Apel București și Curtea de Apel Craiova. Locul 3, ca volum de activitate pe dosarele nou intrate, tot după Curtea de Apel București și Curtea de Apel Craiova. Locul 3, între cele 14 curți, pe dosarele soluționate, volum de dosare soluționate, după aceleași curți de apel. Și locul 9, în ceea ce privește stocul de dosare. Aici este bine să ocupi un loc cât mai îndepărtat, pentru că înseamnă că ai soluționat mult din dosarele vechi, și a încheiat anul cu un stoc mic de dosare. Asta s-a întâmplat și la nivelul curții noastre. Sub aspectul încărcăturii pe judecător, încărcătura medie pe judecător, s-a constatat că la nivelul tuturor instanțelor, curte de apel, tribunale și judecătorii, aceasta depășește încărcătura medie pe judecător la nivel național și, evident, îi depășește mult încărcătura pe judecător la nivel european. Prin urmare, cu aceeași tendință de descreștere a volumului de activitate la curți și la tribunale, totuși, încărcătura medie pe judecător rămâne una extrem de mare, în medie 886 de dosare pe judecător, 608 la nivel de curte mediu, 670 la tribunale, 1177 la judecătorie.